Dragi prieteni, suntem live din nou pe pagina noastră de Facebook Speranță pentru România. Suntem în Deva, acasă la familia Naghi. Suntem astăzi aici pentru că, din păcate, copilașul acestei familii suferă de cancer. În momentul de față, Lorand, pentru care am venit astăzi aici, nu este împreună cu noi, L-am trimis puțin afară pentru că este foarte jucăuș da, și ne-a uh, ne fost frică că o să fie prea mare gălăgie și nu o să auziți ceea ce dorim să vă transmitem în această ocazie. Dragii mei, Lorand pe care îl găsiți pe site-ul nostru Speranță pentru România, Naghi Lorand, chiar aici în această postare, în acest live, veți găsi un link care duce pe campania lui de strângere de fonduri pe site-ul nostru Speranță pentru România. Lorand are 3 ani și ori acum 3 ani jumate. Da, și din păcate, după cum am spus, suferă de cancer. Suntem astăzi aici în Deva pentru că dorim să auziți live povestea lui Lorand. Împreună cu mine este doamna Lavinia, mama lui Lorand și dorim din toată inima să-l ajutăm, să strângem fondurile necesare pentru el ca să poată să ducă lupta aceasta cu cancerul. Doamna Lavinia, foarte pe scurt pentru cei care ne urmăresc în această ocazie, cum și când ați aflat că Lorand, băiețelul dumneavoastră, suferă de, de cancer? Anul trecut o acuzată dureri la mânuța stângă și ne-am prezentat cu el la Spitalul Județean. Știu că mi-ai povestit că de multe ori îl îmbrăcai și da, îl, îl dorea. Da, prindeam de aici, își trăgea mânuța. Îl dorea și în somn? Da, am să mai înțeles. întorcea noaptea și nu știam care era cauza. La un moment dat am văzut că este umflată. Și atunci am decis să mergem cu el la Spitalul Județean aici la Deva și s-a efectuat un film. Din film a ieșit că ar avea ori un chist, ori o tumoră. Și am fost trimiși la Spitalul lui Isturcanul la Timișoara pentru a i se preleva o biopsie. Și acolo i s-a pus Diagnosticul. diagnosticul. Deci ați ajuns da. la lui Surcanu în Timișoara. Știu că atunci a fost, a fost tăiat, a fost da, a desfăcut, fost deschis, cum spuneți dumneavoastră, da. deschis. Și s-a luat uh, biopsia. Probă, da. Uh, cum a fost pentru dumneavoastră vestea aceasta că Loran, de doar 2 ani și ori atunci, 2 ani și 10 luni avea atunci, ne gândeam, nu știu, va mai fi cu noi, nu știu, a fost pentru noi, a fost un, o lovitură, nu știu, un șoc. Nu ne-am gândit că vom trece noi prin așa ceva. Nu, n-am crezut chiar el să fie pe... Pentru... Da, din păcate, dragii mei, după cum puteți vedea și pe site-ul nostru, Speranță pentru România, sunt foarte mulți copilași da, foarte mulți. care suferă de cancer și vă dați seama că nu toți au operat la asociația noastră, nu toți sunt postați pe site-ul nostru. Sunt foarte mulți în România, din câte mi-aduc aminte o statistică. Sunt undeva la 5.000 de copilași bolnavi de cancer și leucemie. Și, din păcate, an de an sunt diagnosticați da. uh, alți copilași. Unii. Uh, înving această luptă, alții da. sunt uh, învinși de această boală. Este, este cumplit. Uh, ce s-a întâmplat după aceea? După ce a fost diagnosticat cu cancer, după ce doctorii din Timișoara i-au spus că suferă de cancer. De fapt, ce fel de cancer era și este? Uh, nu eram sigur ce fel de cancer îi, pentru că nu ni s-a spus că este. Care se împrăștie în restul părții corpului sau stă pe loc. Eu atâta mi s-a spus că este un cancer, o formă de cancer, dar nu știam. Ei prevesteau ceva de malign. Și atunci. A... Dar acum se știe efectiv da, ce fel, de, da, ce fel da, de cancer este. Benign. Da, știu că are o denumire. Uh, tumoră benignă, o soasă... Mi-ai spus da, de când, dar acum ai emoții. Uh, uh, da, mă rog, nu, nu mai contează atât de Așa mult. Așa ai acum. pus diagnosticul lui tumoră, benignă, oase, omoplat, ceva... Ce urma să se facă în Timișoara? În Timișoara urma să intre pe tratament de chimioterapie și atunci, neștiind care este, ce fel de cancer este, atunci nu, nu am fost noi de acord ca părinți. N-am vrut noi să îl facem, cum se spune, să urmați acest tratament da, care să urma, urmeze acest tratament care i l-a recomandat. Noi, ca părinți, am vrut totuși să cerem a doua opinie medicală la alt spital. Să vedem dacă totuși și a doua oară este. Pentru că prima dată nu au fost deschis numai pentru biopsie, biopsie și nu i s-a îndepărtat tumoarea. Și unde ați apelat pentru a doua opinie? Pentru a doua opinie am apelat la Cluj, și atunci Clujul a decis să-l trimite la București. Primul lucru să-i să îndepărteze tumoarea, și după aia, dacă va fi totuși nevoie, chiar de tratament. Deci, practic, a fost diagnosticat în septembrie 2020, da. apoi, a ajuns, a ajuns la Cluj, da. apoi a ajuns la Cluj, apoi a ajuns la București la operație. Da. Până de la diagnosticare și până la operație, cât timp a trecut? de la primul diagnostic. De la primul diagnostic a fost dat în noiembrie, când a venit rezultatul la biopsie, la trei săptămâni, în luna lui noiembrie. Și după aia, a doua a fost în ianuarie, cam vreo două luni. Două luni. Și în ianuarie a fost operat, din câte știu, în București. În a fost operat Ce fel de București? operație a avut loc în București? A avut operație... Nu știu cât de complicată a fost, pentru că a durat cam în jur de vreo două ore până s-a îndepărta pentru că era foarte încălcită pe țesuturi, pe, întida, pe mușchi și atunci cei de la Cluj au zis că nu riscă să... Atunci l-au trimis la un medic specialist din București care se ocupă cu așa Unde ceva. Unde au loc operația în București? La, spital? spitalul Victor Gomoiu, domnul doctor Vlad Costel, el... Între și cum a fost operația? Adică a fost o reușită? Ce vi s-a spus? Da, a fost reușită operația, a decurs totul bine, după operație nu a mai acuzat dureri. A fost același copil vesel care îi și până acum. Și acum este foarte vesel, da, dragii foarte mei, multă energie. de când suntem aici de două ore da, și povestim este foarte foarte energic, da. de aceea a fost nevoie să-l trimitem puțin afară la joacă să avem puține liniște ca să discutăm cu mama da. și să facem acest live, era foarte foarte fain dacă era și el da, aici cu noi să-l puteți de... vedea, dar am făcut și câteva materiale video pe care le vom posta pe site-ul nostru Speranță pentru România pe pagina de campanie a lui Loran și acolo le veți putea vedea Cum ai cunoscut Asociația Speranță pentru România? uitându-mă pe internet, am intrat întâmplător pe site-ul respectiv și am văzut diferite cazuri. Era atunci chiar în momentul da, eram de, în perioada aia, de diagnosticare chiar, și chiar, da, Când a venit primul diagnostic, atunci eram și ne gândeam oare cum o să facem față, cum o să ne descurcăm. Ți-a lăsat locul de muncă atunci? Da, atunci am rămas acasă câteva luni de zile bune. Și... știu că Lauren a avut și mâna în ghips o perioadă bună da, de, a fost de o tine. perioadă de vreo două luni de zile până în, și în decembrie când am fost cu el atunci de la o prelevat doamna doctor l a văzut de la Cluj atunci el avea mânuța în ghips deci el a stat cu mânuța în ghips din octombrie până în decembrie a stat pentru cei care ne urmăresc și poate își pun întrebarea de ce o familie care are un copilaj bolnav de cancer leucimie sau poate alt altă boală gravă, de ce apelează la o asociație umanitară ca să fie ajutată? De exemplu, în cazul vostru. Care a fost <coughs> motivul pentru care ai apelat la asociația noastră? Am apelat în speranța să ne putem descurca, să putem face față cu cheltuielele care or să vină pe parcursul aferente bolii lui. Nu știam cât timp vom sta în spital, pe ce tratament va fi pus era posibil să plecăm și în străinătate dacă nu era șansa să-l opereze la București. ne și spus, doamnă doctor, asta a fost singura salvare a lui, faptul că s-a putut... Tu lăsându-ți locul de muncă, doar soțul munceat, tu fiind da. tot timpul cu el, fie acasă, fie prin spital, pentru că o perioadă bună de timp din această perioadă da, din septembrie stat. și până acum ai stat și în spital. Am stat, da. Practic se generează, dragii mei, el pe care o familie simplă, chiar dacă am amândoi ați lucrat... Da. Uh, se generează niște cheltuieli pe care o familie simplă cu greu le poate acoperi. Da. Pentru că e vorba de foarte multe drumuri de tratamente de, de investigații tratamente, medicale da. care multe dintre ele din păcate au necesitat multe se vitamine multe. Na. Până acum cum ai fost ajutată de Asociația Speranță pentru România pentru că dacă veți intra pe site-ul nostru pe campania lor, Loran deja s-a strâns o sumă acolo da. nu este nici foarte mare nici foarte mică dar până acum cum ai fost ajutată fost și cât de mulțumită ești? financiar luna de lună, care suma respectivă ori a acoperit o parte din cheltuielile care mai rămâneau, nevoile lui necesare, îmbrăcăminte, alimente, mai medicamente, mai Drumul drumurile date, Cluj, București. Cât și Cât de ești de Asociația Speranță pentru România? Foarte mulțumită sunt și chiar le transmit și altor familii care totuși au copilași și s-au întâmpinat diferite probleme să apeleze cu toată sinceritatea și cu toată încrederea. Pentru că contează foarte mult, oricât de mic ajutor contează mult, mai ales când ai o problemă de genul de acesta, de genul să acesta, știi că e da, un copilaș bolnav da. de cancer, este cumplit și asta o spun ca tată da. a trei copilași, că și eu am trei copilași, care uh, sunt sănătoși, slavă Domnului, dar uh, atunci când vezi atât de mulți copii, nu ai cum să nu fii afectat și să nu, nu te nu, gândești. Nu, nu te lasă suflet, te copate, și la unul de pe stradă îl vezi că îți cere un leu și îl dai. Da, îl da dai este cumplit. Uh, Dragii mei, cei care doriți să-l ajutați în continuare pe Lorand, o puteți face pe site-ul nostru speranță .ro. Aici, în acest live, în această postare, veți găsi un link care duce pe pagina lui Lorand și acolo veți găsi campania deschisă de strângere de fonduri, acolo veți găsi toate modalitățile de donație, fie online cu cardul, fie prin PayPal, prin transfer bancar, prin firmă, dacă aveți firmă, sau mai nou prin BTP sau Revolut la telefonul 0766-365-833. Deci, repet, telefonul este pentru donațiile prin BTP sau prin Revolut. Acum, spre final, Lavinia, aș vrea să te rog să transmiți un mesaj de mulțumire. Pentru cei care până acum au donat pentru Loran, sunt câteva zeci de persoane, e da. văzut și tu pe site-ul da, nostru, da. în lista donatorilor, care au donat din toată inima lor pentru Loran. Ce ai dori să le transmiți dacă cumva vreunul dintre ei uh, urmărește acest le video? Mulțumesc uh, încă o dată tuturor celor care m-au sprijinit în, 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 în această strângere de fonduri. Această strângere de fonduri și celor în continuare care mă vor mai sprijini, totuși încă o dată le voi mulțumi. Și Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Amin. Dragii mei, vă mulțumim că ne-ați urmărit în acest live. Dorim să ajungem la cât mai multe cazuri care sunt pe site-ul nostru Speranță pentru România, pentru ca dumneavoastră să le puteți vedea live. Să puteți vedea că aceste cazuri există, că sunt reale și cei care doriți dintre dumneavoastră să le ajutați cu toată încrederea și cu toată inima, pentru că, din păcate, sunt familii care trec prin suferință, trec prin aceste drame, să-și vadă copilașii bolnavi nu de orice boală, nu de o gripă sau de o răceală sau, mă rog, de o boală uh, mică, ca să spun așa în ghilmele, ci de o boală care, din păcate, poate să fie fatală. Știu că... La lupta nu s-a încheiat. Nu s-a încheiat încă, nu știm. Și pe lângă ajutorul financiar de care această familie are nevoie, de asemenea, dragii mei, are nevoie de susținerea noastră în rugăciune. Pentru că eu cred că și lucrul acesta contează. De aceea, cei care nu puteți face o donație mai mică sau mai mare, puteți să vă rugați pentru Lorand, ca da. Dumnezeu să-i dea sănătate și să-i aducă vindecare. Iar cei care puteți să-l ajutați pe Laurent, puteți să faceți lucrul acesta pe site-ul nostru Speranță pentru România. Și noi vom încerca să venim cât mai des cu materiale video și foto cu mărturia părinților care să vă transmită un mesaj de mulțumire pentru toți cei care ați donat și a făcut un bine acestui copilaj Laurent cât și altor copilași. Nu uitați dragii mei că pe site-ul nostru speranță pentru românia.ro veți găsi sute de copii bolnavi de cancer, leucemie sau alte boli grave care au nevoie de suportul nostru financiar. Și o spun că o spun fără să mă tem că exagerez, că fără ajutorul nostru, copilașii aceștia n-au nicio șansă să ducă lupta aceasta nu. cu cancerul, cu leucemia sau cu alte boli. Pentru că din păcate, așa merg lucrurile în lumea aceasta, este nevoie de foarte mulți bani, foarte mulți bani și bani. orice mișcare pe care o faci costă fie că ești într-un spital din România, fie că ești într-un spital mai ales din străinătate unde practic acolo se, se plătește tot. Dragii mei, încă o ne vă mulțumim pentru că ați vizionat acest live. Vă mulțumim pentru fiecare donație, vă mulțumim pentru fiecare rugăciune, pentru fiecare comentariu și sperăm să ne auzim cu bine cât mai repede posibil la un nou live. Mulțumim!